Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Am vorbit la casă despre recuperatoare de căldură și știu că e o poveste foarte complicată, puținul mi-a auzit de ele și eu eram total necunoscător până când m-am apucat de construit casă și m-am interesat mai mult. Și lucrând pe proiectul ăsta de aproape cu cei de la Romstal, am venit să văd mai multe tipuri de recuperatoare decât cel pe care îl avem deja în casă, de la Sorin. Salut, Sorin! Salut încă o dată, George! Bine te-am regăsit! Ne-am mai povestit despre BMS și toate lucrurile astea. Acum vorbim despre acele echipamente care ar trebui să ne aducă aer proaspăt, fără să deschidem geamul. Exact, pentru că dacă vorbim despre recuperatoare de căldură, trebuie să spunem că sunt din ce în ce mai importante în viața de zi cu zi, mai ales datorită schimbărilor care au apărut în toate casele noastre. Adică? Ne referim în primul rând la partea de izolații. Deci atunci când vorbim despre o casă modernă, implicit toate casele moderne sunt extraordinar de izolate, sunt foarte bine izolate, tocmai pentru că vrem să pierdem cât mai puțină căldură, vrem să avem case cât mai eficiente. Așa e. Implicit, asta înseamnă că nu mai avem schimburi de aer cu exteriorul. Eu am observat asta la casă. Noi n-am pornit încă ventilația la momentul filmării noastre și în casă, după o vreme, mai ales dacă sunt mai mulți oameni, simți că rămâi fără aer. Casa nu respiră față de exterior și asta este bine, pentru că asta ne-am dorit, ca să nu intre aerul rece iarna. Dar ce facem în situația asta? Cum facem să ducem aer proaspăt așadar? Cu consum minim de energie. Cu consum minim de energie putem să folosim recuperatoarele de căldură. Nu fereastra. Nu fereastra, cu siguranță nu, pentru că atunci nu o să fim eficienți energetici, dimpotrivă. Ce sens are să mai faci o casă foarte bine izolată dacă tu vei deschide fereastra și să aduci, să practic să elimini, să spunem, căldura din casă pe timp de iarnă sau de asemenea să scoți aerul pe care tocmai l-ai tratat și ai făcut un aer rece și dezumidificat pe timp de vară și introduce aerul cald vara. Să vorbim de recuperatoare și voi aici, într-un spațiu de birouri, aveți un astfel de echipament destul de profi. Da. Aici sus avem un... Aici sus se vede, este un recuperator de căldură Losney, făcut de Mitsubishi Electric. Ok, deci Mitsubishi face și așa ceva. O, da, este una dintre cele mai bune firme, dacă mă întrebați pe mine, ca și specialist pe partea de HVAC. Dincolo de faptul că scrie foarte mare Made in Japan, mi l-ai vândut, e ok. Dar echipamentul ăsta pur și simplu pentru un necunoscător nu prea atrage atenția pentru că este interpus pur și simplu pe două rânduri de tubulatură. Ce se întâmplă pe tubulatura asta? Care este ordinea lucrurilor? Pe tubulatura asta, în primul rând, extragem aerul viciat, practic pe acea zonă de tubulatură centrală. Deci tubul ăla, toată tubulatura asta, prin ea se trage aer. Da. În același timp, în el avem un schimbător de căldură, pentru că aerul atunci, să luăm situația asta, că suntem în luna decembrie, aerul cald de aici, pe care îl luăm din încăpere la 20, 21, 22 de grade, îl ducem în exterior. Automat, după ce am dus aerul în exterior și am evacuat aerul viciat, acolo îl evacuăm. Aspirăm aerul de afară, aerul proaspăt, aerul curat de care avem nevoie, care trece prin acest recuperator de căldură, care a recuperat căldura aerului evacuat. Astfel încât în momentul în care noi luăm aerul proaspăt de afară și îl introducem prin recuperatorul de căldură, practic îl încălzim foarte aproape de temperatura aerului pe care tocmai l-am luat din încăpere. Adică aerul care iese încălzește aerul care intră. Exact. Păi și nu se amestecă? Nu se amestecă, pentru că recuperatorul de căldură este etanș. Deci, mai pe românește, aerul dinăuntru, pe care l-am încălzit la 21-22 de grade ca să fie confortabil, într-o zi geroasă, astăzi sunt câteva grade afară, tu îl extragi pe ăsta cald și înainte să-l arunci afară, că de acum nu mai e bun de respirat, își lasă căldura în interior la aerul proaspăt care intră în acest schimbător. Exact. Un schimbător de căldură aer-aer. Și mai departe, aerul este distribuit în... Dar fără să se amestece. Dar cum se întâmplă? Cum se face schimbul ăsta în interior? Schimbul se face, este un schimbător, o să vedem imediat. O să desfacem un schimbător de căldură ca să vedem fagurii cum arată în interior. Practic, există mai multe tipuri de recuperatoare. Unele sunt din oțel inox, altele sunt din hârtie, în special cele care sunt entalpice, sunt realizate dintr-o hârtie specială, care rezistă în timp. Altele sunt din aluminiu. Deci sunt nenumărate variante de schimbători de căldură. Există și entalpice. Adică recuperează și umiditatea din interior. Exact, și sunt mai eficiente față de celelalte recuperatoare. Dar de ce vreau să recuperez și umiditatea din interior? Pentru că vreau să fiu mai eficient și vreau în același timp să cresc cu partea de eficiență energetică. De exemplu, anul viitor, că vorbim de 2018, va intra o normă ERP, o normă europeană, care precizează că pentru recuperatoarea de căldură, eficiența minimă, din punct de vedere termic, este de 73%. Minimă. Ok. Dar mai e ceva. Din câte știu, în sezonul rece, aerul este foarte uscat, corect? Corect.
Cam cât de uscat este aerul acum afară? Așa, ai o estimare? E, ar trebui să punem un hidrometru ca să știm exact cât e, să vedem cât are... Dar știu că undeva până la 20%, 20 un pic maxim. În momentul în care îl încălzești în încăpere, da, poți să spui ceva la modul ăsta. Dar important este că tu în același timp ai și degajări de umiditate într-o încăpere, pentru că acolo unde ai oameni, ai implicit degajări de umiditate. În același timp avem și plante în încăpere care... Cum și respirăm, da, corect. Da, avem și plantele din încăpere care ne asigură lucrul acesta. Ce umiditate ați setat voi în încăperea asta? Aici, de exemplu, nu avem făcut controlul umidității. Dar se poate face. Da, se poate face dacă dorim lucrul acesta, dar chiar nu este nevoie, pentru că umiditatea monomată să fie cuprinsă între 40 și 60% ca să fie okay din punct de vedere respirabil. Iar din toate măsurătorile care le-am făcut noi în absolut toate birourile, cu siguranță ne încadrăm între acești parametri din punct de vedere al... Pur și simplu natural. Da. Pur și simplu prin partea de ventilație pe care o avem și prin... Dar ce facem într-o situație în care în casa este foarte multă umiditate? Adică știm că este umezeală, după ce apare izolația termică, în interior stă mai multă umezeală decât în mod normal. Aici intervine partea de calcule, pentru că dacă calculezi în mod corect necesarul de ventilație, necesarul de aer ventilat de care ai nevoie, iei în considerare și toate aceste degajări de umiditate. Și atunci, printr-un debit de aer corect calculat, raportat la ceea ce se întâmplă... Adică dacă aerisești suficient de mult... Exact, automat vei avea confortul de care ai nevoie, asta fără să fii nevoit să dezumidifici cu aparate specializate sau să faci umidificări... Mm-hmm. Adiabate cu abur, să spunem. Wow! Foarte tare! Deci pur și simplu scoți aerul viciat și băgând aer proaspăt reglezi și umiditatea și ajungi la o temperatură de confort cu un consum minim de energie. Da. Dar ce înseamnă minim de energie? Adică dacă am 21-22 de grade în momentul ăsta și afară am 4 grade, aerul care intră... Aerul care intră este undeva în jur de 19-20 de grade Celsius. Atât de eficient este acest recuperator de căldură. Asta este peste 80 și ceva la 100. Peste. Peste 85%, ca să fiu mai exact. Ia, bine, recuperatorul acum funcționează. E pe treapta 2, nu știu dacă se aude. E pornit? Da, este pe treapta 2 și de viteză. Și nu se aude. El are 4 trepte de viteză. Se aud mai degrabă telefoanele decât corect. Recuperatorul de căldură. Corect. Foarte tare. Câtă energie consumă ca să facă acest schimb? Să ia aerul, să-l scoată, să-l bage pe la proaspăt, să-i dea căldura cele din interior? Să văd dacă bat până acolo sus pe etichetă ca să văd exact cât este. Oricum, este de ordinul câțiva zeci de wați, deci nu vorbim. Zeci de wați? Zeci de wați. Deci un astfel de echipament, dacă vorbim, consumul lui de energie electrică este infim raportat la toată recuperarea de căldură pe care o faci. Dacă ar trebui să încălzești tot aerul de aici, cred că ți-ar trebui o centrală mare, termică. Da. Da, categoric. În funcție de debitul de aer, în funcție de condițiile de afară, automat. A, voi de-aia n-aveți calorifere. Noi avem ventiloconvectoare aici. Ventiloconvectoare, ok. Și mult cea mai mare parte se reglează prin aceste recuperatoare. Da. Deci partea termică o facem prin ventiloconvectori, iar partea de aer proaspăt este prin intermediul recuperatorului de căldură. Acest recuperator de căldură, de exemplu, este comandat de un senzor de CO2. Pentru a avea o calitate a aerului, evident trebuie să ai o cantitate de CO2 cât mai redusă în spațiu. Adică oamenii respiră, expiră și dacă este prea mult CO2, aerul nu mai e bun de respirat. Și când senzorul detectează prea mult CO2, accelerează ventilația. Exact. Este făcută o legătură direct, este direct setat la modul în funcție de pragurile de CO2 determinate, el îmi pornește pe treapta 1, treapta 2, treapta 3, treapta 4, cât are nevoie. După ce se restabilește nivelul de CO2 sub un anumit prag, automat își diminuează și treapta de viteză. Nu are efect adverse cum este aerul condiționat? Sunt convins că oamenii se gândesc că e aer condiționat, că și aer condiționat face cam aceleași lucruri, în teorie. Îi lipsește partea de ventilație naturală. Până la urmă, aerul condiționat nu aduce aer proaspăt de afară, doar răcește și usucă ce e înăuntru. Exact. Sunt foarte puține unitățile de climatizare care permit și funcționarea cu aer proaspăt. Asta este pentru spații mari. Aici avem cât? 200 de metri pătrați? Cred că aproximativ ceva la modul cam ăsta. Așa. Și duce un echipament de genul ăsta care consumă niște 10-100 de wați. Aș vrea să văd totuși ceva pentru acasă. Ce pot să folosesc într-o casă gata construită sau care urmează să fie construită astfel încât să fie eficient? Am auzit că poate fi folosit și ăsta pentru casă mare. Poți să-l folosești, mai ales că poți să pui tubul ca la mine. Pui tubulatură, ai niște curbe ale ventilatorului, adică în funcție de presiunea statică pe care o dă ventilatorul. Iar vorbești chineză. Hai să o simplificăm. Okay. Poți să pui unul din ăsta mare și la o casă, dacă ai o casă mare, dar să duci tuburi în toate încăperile. Exact. Ai văzut? Simplu. Hai să vedem soluții și mai simple. Soluțiile mai simple ar fi cu recuperatoare mici. Sunt recuperatorile acelea mici. Adu unul din alea. Poți să-l ții în mână? Hai că te ajut eu. Uite-l pe Andrei cum a port. Nu fugi, stai aici. Așadar, ăsta este de la Vents și știu că despre asta discutam noi prima oară pentru Casa Buhnici.
Da, după care modificasem soluția de la Mitsubishi. Da, exact. Hai să vedem un pic cum funcționează asta și pentru ce fel de casă este potrivit. Iar pentru această operațiune va fi nevoie să facem un... Uncasing. Unboxing. Uncasing. Uncasing. Fii atent. Am mai băgat un cuvânt nou. Facem un uncasing. Poți să fac eu asta? Rugăm. Ce avem noi aici? Ce e asta? Ce e asta? Serios. Un recuperator de căldură. Acesta este recuperatorul de căldură. Deci stai un pic, hai să luăm pe rând. Aici am două tubulaturi, pe aici... Pe aici extragem aerul viciat și scrie. Adică tragem din casă. Tragem din casă. Și pe aici aducem aerul proaspăt. Și pe aici aducem aerul proaspăt către casă. Ok, către casă. Da, aerul proaspăt îl luăm de afară aici, unde scrie fresh air. Și respectiv pe aici, în partea de jos, unde scrie exhaust, evacuăm aerul viciat din casă. Așadar, aerul proaspăt vine pe acolo, trece prin filtre. Trece prin acest filtru G4, care poate ce fi face scos. Filtrul ăsta? Filtrează aerul de afară, dacă cumva avem praf, polen. Băi, asta cu polenul și cu ambrozia, mare problemă. Ai zis treaba cu ambrozia? Sunt foarte mulți oameni care stau în zona de nord, mai ales mi-e pipera, nu râde că e foarte nasol. Sunt oameni care au făcut alergii foarte urâte din cauza că stau aproape de câmp și câmpurile nefiind lucrate, okay, s-au umplut de ambrozia asta și care este foarte alergică. Și în asta poți să oprești tot ce intră altfel, s-ar intra prin fereastră, nu? Da, exact. Da. Toată, okay, partea de praf, toată partea de... Deci ăsta este primul, ăsta oprește particulele mari. Ăsta oprește particulele mari. După care aerul trece prin acest schimbător de căldură. Asta e schimbătorul. Asta este un schimbător care are niște lamele în interior. Poți trag de el? Evident. E din... Poți să scot? Este lipit, nu, din păcate, okay, este lipit. Ok. Deci trece prin chestia asta, prin fantele astea și ce face el când intră acolo? El când intră face un schimb de căldură cu ceea ce noi evacuăm din casă. Exact cum spuneam mai devreme, noi luăm aerul din casă la 20, 21, 22 de grade, da, depinde de unde tragem. Adică aerul de aici? Aerul de acolo. Aerul de acolo care vine la rândul lui de asemenea printr-un alt filtru. Adică ce iese din casă, să nu băgăm un recuperator, spre exact, exemplu, fum de la mici, dacă ai făcut mici acasă, ciorbă, sau dacă ai păr de pisică, nu? Și se va opri în filtrul ăsta. Se va opri în filtrul ăsta, după care intră recuperator de căldură, pentru că trebuie să păstrăm eficiența recuperatorului de căldură, să nu îl murdărim. Așadar, aerul cald, dar murdar din casă, intră aici, aerul proaspăt, care vine de afară, intră aici. Da. Și ele... Comunică cele două, dacă le vezi, sunt... Unul este pe o direcție și celălalt pe altă direcție. Deci sunt ele trec unul pe lângă altul. Exact. E ca în... Crossflow. E ca la universitate. Trecem unii pe lângă alții, doar că ne enervăm unii pe alții. Ok. Și după aceea a trecut prin chestia asta și pe aici pe undeva iese... Pe aici pe undeva iese. Acesta este un ventilator. Iese aerul care nu mai are suficient oxigen. Da. Iese către exterior. Iese aerul către exterior. Și pe aici intră aerul bun... Și deci aerul care a intrat pe aici odată a fost încălzit și a filtrat, pleacă în casă. Exact. Și așa a deschis fereastra în 2017-2018. Și de acum încolo mult timp. Cu echipamente din ce în ce mai eficient. Deci ăsta consumă doar câteva zeci de wați în funcționare, pentru că ce funcționează efectiv la el? Funcționează cele două ventilatoare. Deci avem cele două ventilatoare de aici. Și aici în chestia asta nu mai e nimic? Nu. Este doar un schimbător de căldură. Atât? Exact. Deci două ventilatoare și niște fante în astea, un fel de radiator prin care se face schimbul ăsta, niște filtre pe care sunt convins că le poți servisa, le poți schimba. Se pot curăța. Și te poți și curăța. În fază, da, după care se pot schimba în cazul în care sunt prea îmbăxite, să zicem. Ca să nu stai cu miros în casă și cu praf. Mai este și marele avantaj al recuperatorilor. Că... Pe măsură ce ele se colmatează, se umplu de praf, să spunem, sau diverse alte... lucruri, evident va scade eficiența ventilatorului, adică îți vei da seama, pentru că debitul de aer care îți va intra în casă va fi din ce în ce mai mic. Încetez să le curăț ca să nu muncească ventilatoarele prea mult. Da. Știu că este un pic zgomotos, dar nu exagerat. Văd că are și izolație, spuma asta, care efectiv face și parte de izolare fonică, că avem ventilatoare și n-am vrea să audă prea tare. Și de aici este bine și tubulaturi care să circule către exterior și către restul casei, care trebuie să fie și ele de bună calitate, pentru că până la urmă e aerul pe care respiri. Da. Plus că de cele mai multe ori, scuze că te întrerup, vom lua aerul viciat din băi, din zona bucătăriilor. Ce ziceam eu de mici? Am încercat să fac o singură dată mici în casă. Nu mai fac a doua oară. Dar ăsta se pune așadar în camera tehnică, în pod undeva, nu? Într-o zonă, într-un spațiu cât mai accesibil din punct și de vedere. Și poate fi pus într-o casă existentă. Da. Da, și poate fi făcut o adaptare. Poate fi pus într-un apartament, Andrei? Dacă avem plafon fals, da. Plafon fals, ok.
Bine. Sau dacă se face, că am văzut că se poartă acum, partea aceasta de pereți falși din gips. Să faci o zonă de perete fals din gips în care să-ți amplasezi zonele astea de grilă de introducere. Gips carton. Hai că am învățat ceva în șantier ăsta, trebuie să respectăm adevărul istoric. Bun, legăm la curent și face doar ventilația, consumă puțin și îți economisește foarte mulți bani la încălzire peste iarna, pentru că nu o să încălzește aerul care trebuie să intre atât de mult. Îl mai încălzești foarte puțin. Și cred că dacă îți bate și soarele prin geam, cum e la noi, nu mai trebuie să-l mai încălzească, nu? Da, oricum, sistemele din casă vor asigura necesarul de energie termică astfel încât să fie temperatura în timp real atinsă. Ce se întâmplă vara? Ce se întâmplă vara? Aceste recuperatoare de căldură te ajută inclusiv vara, pentru că vara, având aerul rece în casă, evident vei reuși să scazi câteva grade aerul care vine de afară. Nu vei mai lua la 37-35 de grade Celsius. Vei reuși să scazi 2-3 grade Celsius, care înseamnă foarte mult din punct de vedere al energiei când vrei să răcești acel aer. Deci nu e bun doar iarna, este bun și vara. Exact. Deci o să scadă consumurile de energie atât pentru încălzire, cât și pentru răcire. Ok, o să scadă consumurile astea, să plătești mai puțin la curent. Dar cât te costă investiția inițială? Cât costă unul din ăsta? Aici, Andrei, cred că ai făcut tot la Academia, ai făcut calcule de amortizare pentru genul ăsta de echipament. Calcule de amortizare și mai departe. Costul de investiție pentru un astfel de echipament este de aproximativ 800 de euro. Asta? Da, cam 800 de euro. Detalii asta, undeva la 300 de euro. Înseamnă că scoți bani într-un an, doi? Da, aproximativ 3-4 ani. 3-4 ani cu tot cu tubulatură și tot? Cu tubulatură, grile și toate celelalte accesorii. Dar nu e vorba doar de faptul că scoți banii de pe curent sau încălzire, gaz, răcire de pe aer condiționat și așa mai departe. Am înțeles că mai este ceva important legat și de mucegai, da. Umiditatea din casă. Da. Adică? În zonele în care nu există ventilație, mai ales în casele care sunt extraordinar de bine izolate, automat îți apare efectul de apariție al mucegaiului. Cred că mama ascultă chestia asta. Proliferarea bacteriilor. Și are o aplicabilitate, cum să spun, recomandată 100% pentru casele care sunt foarte bine izolate. Asta am făcut la ei mei, o casă veche, săsească, am pus polistiren, am izolat-o și după ce am izolat-o s-a făcut o mezeală în casă și nu știam de ce. Și acum... Asta este soluția. Utilizarea unui recuperator de căldură care o să scadă practic nivelul de umiditate din interior și o să prevină apariția condensului și implicit apariția mucegaiului. Mhm. Am mai văzut ceva. Așadar, cost de investiție undeva la 2-3.000 de euro? Cam așa, cu toate accesoriile. Pentru o casă mică, medie. Mai trebuie doar să găsești un instalator care să fie în stare să o pună la locul lui. Găsim? Găsim. Întotdeauna. Eu l-am găsit pe o video, dar dacă au zis voi unul mai bun, lăsați-ne un sfat, un pont la comentarii. Andrei, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Sorry, mulțumesc pentru idee. Și mulțumesc. Dar nu, stai un pic, era să plec. Mai avem unul mic. Avem unul mic. Adu și pe la mic. Dacă credeți că este scump la 800 de euro un recuperator, mai există și unul foarte mic. Care funcționează foarte bine și pentru clădirile existente, unde nu putem să facem prea multe modificări. Adică este așa. Deci ăsta știu să-l pun la mama, nu? Ce-am mai? Exact. Să poți să-l pun la mama să rezolvă aia? Da. Aveți pe stoc? Da. Stai un pic. Și ăsta e tot un recuperator? Este un recuperator de căldură. Pe care îl bag în perete? Pe care îl bagi în perete. Peretele trebuie să aibă dimensiunea asta cumva. Ok. Sau poți să-l pui mai în exterior, în funcție de cât... Nu, că peretele la mea e și mai grozată. Ok. Și ce face asta? Practic, aici bag aer proaspăt? Aici, în primul rând, are dublu rol. Așa. Atât extrage aerul din zona respectivă, cât și introduce, care sunt două canale separate. Are practic în interior ar trebui să-l tem ca să vedem exact cum este construit, dar practic are secțiunea aceasta este împărțită cumva în două. Okay. Și pe o parte din această secțiune el îmi trage aerul proaspăt de afară, pe cealaltă secțiune îmi împinge aerul viciat afară. Desigur, dezavantajul unui astfel de echipament față de ceea ce am văzut mai devreme ar fi faptul că la un moment dat se amestecă o parte din aerul ăsta pe care îl evacuezi cu aerul pe care îl introduci, dar procentul este minor față de celelalte beneficii pe care le ai prin folosirea unui astfel de echipament. Adică dai o gaură bobană în perete de diametrul ăsta? Da. Nu? Și exact. A reușit să îți faci ventilație și cu recuperare. La o clădire existentă, asta e cel mai important. În general, un astfel de recuperator se pretează pentru o încăpere. Dacă avem trei încăperi, putem să punem trei astfel de recuperatoare. Fiecare încăpere. Exact. Și se poate lega la curent și... Da. El practic are în interior un sistem tub în tub. Ok.
un sistem tub în tub și atunci automat eu pot să îl ajustez, să-l fac mai mare, mai lung, mai scurt, în funcție de cât am grosimea peretelui. Uh-huh. L-am tăiat practic, l-am închis în zona respectivă și este, dacă vrem, cel mai simplu recuperator de căldură care ne scapă de multe dintre probleme. Costul de investiție este de 350 de euro. 350 de euro unul din ăsta. Păi un dezumidificator începe de la 100-150 de euro și îl înlocuiește cu succes, pentru că dezumidificatoarele astea pe care le plimb de colo-colo prin casă doar recircul aerul din interior. Asta duce și aer proaspăt. Și asta duce și aer proaspăt, mare lucru. Mai ales iarna, când încălzești cu lemne, cu gaze și cu alte asemenea. Iată așadar trei soluții, de la 300, 400, 800 și 2-3 mii, cel puțin? Mai puțin. Mai puțin chiar. Mult mai puțin. Luați însă în considerare sfatul meu din experiența șantierului. Asta este doar începutul. Investiția se dublează sau chiar se triplează până când ajungi să-l pui în funcțiune. Asta este un lucru important de spus și e foarte greu să găsești oameni pricepuți care să ți-l pună, să ți-l monteze corespunzător. E și mai important să stai de vorbă cu specialiști care să-ți recomande aparatul corect pentru nevoile tale. Și de aceea încă o dată mulțumesc lui Andrei, că el, cred că de la tine am aflat prima oară despre recuperator. Mulțumesc încă o dată. Și Sorin, mulțumesc pentru toate ideile bune de azi. Da, și aștept să mai dezvoltăm partea de VRF, de vedem. De VRF ce? VRF, Variable Refrigerant Flow. Să vorbim despre unități de climatizare mari. Oh, chiller. Expansiune directă, dar e până la chiller. Mai avem. Asta e chineză pură deja, altă dată. Mai multe informații despre toate instalațiile SF pe care le-am folosit, afli evident pe www.buhnici.casa. Nu uita să dai un... like. Un share. Și subscribe. Asta e, cum a zis Andrei. Dacă a zis Andrei, și pe data viitoare numai bine.